Doi avertizori de integritate au fost cei care au semnalat situația de la Direcția de Sănătate Publică din Dolj. Directorul instituției care lucrează împreună cu sora sa ar fi explicat scurt situația. Probabil s-au angajat prin concurs, ar fi declarat acesta. Potrivit unei anchete jurnalistice și șefa de la Resurse Umane care organizează concursurile de angajare, are un fiu la departamentul juridic. În plus, unul dintre angajați care lucrează și el împreună cu soția în aceeași instituție face afaceri cu spitale în timp ce firma sa oferă consultanță pentru spital. Practica angajărilor de rude la DSP Dolj ar fi început încă de pe vremea fostei directoare a instituției Ludmila Prunariu, numită în funcție de guvernul Ponta. Aceasta s-a retras în primăvara anului 2020, la scurt timp după declanșarea pandemiei. De atunci, la conducerea Ministerului Sănătății s-au perindat oameni din aproape toate partidele parlamentare. La PSD Dolj s-au schimbat 3 directori, iar în fiecare mandat instituția a angajat rude. Mai târziu, Valeria Andreescu a fost numită în funcția de șef DSP în guvernul lui Ludovic Orban, în perioada acută a pandemiei. Soțul ei lucra la departamentul administrativ, iar în prezent cei doi nu mai sunt în instituție. De asemenea, Gabriela Lohon, angajată la casierie, îl are pe fiul ei, Andrei Lohon, angajat la departamentul administrativ, potrivit celor doi avertizori de integritate. Iar jurista Luminița Mitroi are o nepoată, Bianca Ștefănescu, angajată la un laborator. Nicolae Marcu, director economic al instituției, are și el soția angajată ca asistentă la o secție exterioară. Purtătorul de cuvânt al instituției, Ștefan Popescu, a fost contactat pentru a oferi un punct de vedere, însă până la această oră nu a dat un răspuns. Un caz recent de nepotism în structurile centrale este și cel al ministrului PSD al Agriculturii, Petre Daia, care îi are subordonații la instituții din coordonarea ministerului pe care îl conduce pe mai mulți membri ai familiei, fica, ginerele, Nora și soția. Angajată recent a fost și nora ministrului, Antonia Lucian, o dansatoare de 32 de ani. Tânăra lucrează acum la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Această fragă de fată a pus și mintea la contribuție. Iată că a avut și ea posibilitatea să participe la un concurs. Are și ea de dreptul ca oricare altul să se ducă acolo unde libertatea constituțională îi dă posibilitatea și să și aleagă. Întâmplător sau nu, socrul domniei sale, pe care sunt eu, n-avea nicio legătură.